Vă salut și bine v-am găsit din nou la un nou vlog, ca de fiecare dată pe canalul de YouTube Călin29. După cum se vede, mă apă într-o pădure faină, frumoasă, o pădure de tufă, carpe, mai multe soiuri de pădure, de lemn. Suntem într-o zi cu sărbătoare, o zi foarte mare, 25 decembrie 2023, prima zi de Crăciun. Vreau să fac și așa un vlog interesant din natură. Păcat că nu-i zăpadă, dar totul e ok. Afară este cald. Se înregistrează cam la ora asta 13-14 grade. Un timp de vară, de primăvară. Asta este. Vreau să fac un vlog cu țeava cu carbitru, n-am mai făcut de mult, o să vă prezint și țeava mai de aproape, noua țeavă, nu țeava, țeava veche care o aveam de plastic. Acum am trecut la o țeavă mai bună, calitativ, mai dură, mai de siguranță. Țin să precizez pentru persoanele care încercați să trageți cu țeava cu carbitru, recomand o țeavă fie de plastic mai groasă în calitativă, fie țeavă de fier mai sigură. După cum se vede pe cameră, am aici o țeavă de fier foarte bună, recomand cea mai sigură. Este bună și cea de plastic, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți cu aceea de plastic, să nu, când trageți cu țeava aceea de plastic, să nu vă crape. Cea de fier e mai sigură, ești în siguranță, nu are cum să crape, nu are cum să se spargă, să rupă. Fierul e fier, plasticul e plastic. Sunt între două localități, și între Tătaru și Podgoria. N-am vrut să trag în sat, n-am vrut să fac mare zgomot. Aici ești mai sigur, ești mai relaxat. Și hai să facem câteva trageri, să vedem cum merge țeava. Eu am probat deja, merge foarte bine. Am o sticlă cu apă, niște carbitru și să-i dăm drumul la bubuială, da? Asta e țeava. Nu uitați să dați un subscribe, o abonare. Asta e țeava. Are vreun metru jumate. Cam asta e țeava. Într-un cap am pus dob de lemn. Dob de lemn. Și prins cu niște holșuruburi ca să fiu mai sigur, să nu iasă dopul. Și o gaură. O gaură aici. Cam atâta să face țeava de carbitru. Nu e greu de făcut. Și la cea de plastic la fel. Am aici o sticlă de apă și niște carbitru la borcan. Îi dăm la prima bubuială. Înainte de toate punem apă. Din apă muie. De carbitru. Nu trebuie chiar mare. Hai să facem primele gaze. O lăsăm cam un minut, două, să facă gazele, după care îi dăm foc. Așteptăm puțin, își facă câteva gaze, un minut, un minut jumate, două, depinde de bolovanul care băgați, bucata de carbitru care băgați în țeavă. Acum depinde și de țeava care o aveți.
dacă e mai mic în diametru, își face gazele mai repede, dacă e mai mare în diametru, își face gazele mai târziu, mai greu, puțin. Cea de fier e mai sigură. Și bună, e bună și cea de plastic, dar să fie mai groasă în calitativă și mai groasă în plastic. Ia să vedem. Cam așa se aude. Deja mi-am pânat urechile. Cred că v-au zis pe cameră. Astfel, punem apă. Fiecare dată plătiți cu apă. Se decantează jos pe fund carbitul care se dizolvă și nu prea mai e bubuie calme. Bubuiala se face în funcție de bolovanul care îl aveți, dimensiunea lui, și își face gazele în funcție de țeavă, cât e de mare. Cam asta e sistemul. Plătiți cu apă, bolovanul să fie cât de cât mai măricel, scurgeți. Să nu fie apă multă. Bateți bolovanul de fiecare dată că pică praful care s-a dizolvat. Sunt țevi și mai mari ca asta, și mai mari în diametru și mai lungi, care se dă foc cu feștila, nu cu bricheta sau cu chibritul. Eu am făcut una potrivită ca să dau cu chibritul sau bricheta, așa aveți la îndemână. Uitați bolovanul, cât de mic este, încă mai merge, o dată de două ori. Cu cât se mișorează, își face gazele mai greu puțin. La fel, apă, plătit, curs apă.
mișcăm puțin bolovanul. Acum să sfârie carbidul, să sfârie. Cam așa trag eu cu țeava de fier cu carbidul. E sezonul. Mai este o săptămână din anul ăsta. Vă doresc în continuare sărbători fericite, un Crăciun fericit tuturor, alături de cei dragi. O să mai trag și o bubuială asta și mă retrag spre casă. Frumos, aude frumos în pădure. Aude cu o răsună. Hai să vedem. Cam atât cu trasul cu țeava de fier cu carbitru. Cam așa trag eu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați marele like, nu uitați să vă abonați, nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu fiecare clip care voi posta, nu uitați să dați o distribuire mai departe, să vadă toți prietenii voștri de pretutindeni. Ce să vă spun, vă doresc multă sănătate, un Crăciun fericit în continuare, sărbători cu bine, să ne vedem cu bine la următorul vlog. V-am salutat!